Nordii. În cazul de față, acțiunile domnului Valuță, în ce constă discriminarea? Eu vreau să o înțeleg. Și mai mult asta seamănă cu un act de huliganism decât ar arăta cu... Dacă am fi discutat despre un act de huliganism, am fi discutat mai la subiect. Dar care au fost argumentele și în ce au constat discriminarea la care au recurs Consiliul ăsta de prevenirea discriminării, să cum se numește? Deci, dacă e să mă refer la decizia Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării, la participarea căreia, la votarea și scrierea căreia nu am participat, pentru că există un conflict de interese, deci m-am abținut total de la examinare, dar sunt încă membra Consiliului, da? Dar din făcând cunoștință cu textul deciziei care a fost adoptat, înțeleg că s-a constatat instigare la discriminare, anume prin faptul că în platoul public a TV, la o emisiune de dezbateri, în momentul când a fost invitat doamna Angela Frolov, domnul Ghenadi Valuță, era prezent și Serghei Ostov, dânsul cu aghiazmă, cu busuioc și cu apă sfințită, a stropit-o pe doamna Angela Frolov, exprimându-se că el alungă spiritul rău, adică și cei care nu cred în aghiazmă sunt dragi. Asta reieșit din textul deciziei. Întrebarea mea e, dacă noi discutăm despre instigare la discriminare prin mesajele care le-au transmis, este o speță. Dacă discutăm despre gestul propriu-zis care l-a făcut, el este altă speță. Dacă, haideți să ne referim la gestul ăsta care l-a făcut el, din cauza că în fond ăsta ridică... Ăsta este elementul care ne permite să discutăm despre faptul că a fost practicat un ritual religios. Așa e că altfel sunt doar mesaje. Exact. În ce mod acest gest a discriminat-o pe doamna Frolov? Încă mesajele eu înțeleg, n-am întrebări la capitolul ăsta, cum pot fi ele și dacă discutăm despre instigarea la discriminare, iarăși nu am întrebări. Dar care e discriminarea și de ce nu